După 6 ani de concerte și participări la toate festivalurile naționale de gen și nenumărate premii, cea mai în vogă și talentată trupă de rock din Târgu Mureș, Defender, va reprezenta România la Budapesta cu ocazia unui super concert în sala Peter F. Cernăc, la invitația veteranei și clasicei formații ungare Ocean. Din ianuarie 2002, impresarul formației este Boros Olimp, realizator al unei emisiuni de rock la postul Radio Gaga. În primul rând, bun găsit și mersi pentru această oportunitate de a ne spune și noi părerea pe TVS. Trupa Defender este prima formație rock din România care va cânta la Petru Ficiornoc, în aceeași sală, pe aceeași scenă, unde au evoluat nume mari ale rockului mondial. Este o onoare deosebită pentru formație să reprezinte țara noastră, să reprezinte Târgu Mureșul, dar în principal să reprezinte România la Budapesta, la acel super show. Formația Defender s-a înființat în anul 1996, la 27 august, și după o perioadă de 6 luni de probe intense și-au făcut apariția pe scenele diferitelor festivale și concerte. Prima apariție live Defender a fost la 13 februarie 1997 la Miercurea Ciuc. La începutul anului 1998 au scos prima lor înregistrare intitulată Terras Memories și aparține stilului progresiv power metal. Anul 1998 a constituit un mare pas pentru formația Defender, de vreme ce după mai mult de 50 de apariții au câștigat primul loc la Festivalul Național Top de Buzău, pe lângă premiile pentru cel mai bun chitarist solo. Sincer să fiu, nici nu visam să ajung vreodată să cânt la Budapesta. Pentru mine, ca și pentru colegi, este o șansă. Sperăm să cântăm cât mai bine și, dacă se poate, să chiar și placem publicului din Budapesta. Numele Defender apare din ce în ce mai des în mass media, primind tot mai multe invitații la concerte și festivaluri. În luna decembrie 2001 apare albumul Kosovor cu 12 piese. În această vară au participat la aproape toate întâlnirile motocicliștilor din Transilvania.
la sirena che senza va, bondera che tanto, ciò corsere a me sta sciolare.